Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Clash of Clans, care după cum puteți vedea, sunt într-un nou clan, România Dax se numește, am mai fost în clanul ăsta, deoarece am toți prietenii în el și n-avea rost să îmi fac alt clan, după cum ați văzut în episodul trecut, cu atacuri simple, ca să zic așa. Preparation Day, aceștia de TH7. Plus ăia proști și un TH10 ca să aibă cele dona. Bun, perfect. Cred că o să câștigăm World, dar n-are nimic. Ok, deci avem două... Nu, un army. Cred că un army. Este un army. Și mai avem și trei atacuri aici, dacă nu mă înșel. După cum puteți auzi pe fundal, avem două atacuri aici. Pardon, avem mașini care se aud pe fundal, dar asta nu contează. Important e că filmez și că se aude cât de cât ok și se vede cât de cât ok. Ok, încercăm și noi să facem să ne upgradăm mai mult. Am făcut Baby Dragonul de level 2. Avem abilitatea Tantrum. La level 4 se deblochează iar, de fapt se upgradează abilitatea Tantrum. Ok, ce vreau eu să fac? Nu cred că o să mai fac niciun defense, după cum vedeți am făcut și guard post de level 2, deci avem barbar și arcașe de level 4, nu mai sunt de 2. Ok, deci hai să nu mai curățăm chestii, că frate, aproape le-am curățat pe toate. Hai că mai curățăm brăduțul ăla și gata. Ok, ce mai upgradăm noi? Păi aș vrea să fac niște garduri, cred. Și nu știu, cred că un trap. Mina de 2, mina de 2. Mina de 3, arată destul de fain, roșie așa. Și crusher-ul ar trebui să-l fac, dar... mai trec tiruri, mai trec mașini. Pentru că da, e ora 22 și 24. Mă mai ciupește cât un țânțar. Evident, acum s-au trezit toate tirurile să vină. Dar, na, n-are nimic. Ok, deci cum atacăm noi baza asta? Oh, what the fuck? Da, nu vreau să atac așa, dar mă rog. Hai să vedem cum reparăm chestia asta. Hai că mai păstrăm niște barbarieni. Vrem pe aici, dar nu se duc. Barbarii trebuie să-i pui treptat, frate, pentru că dacă li s-au terminat rage-ul, sunt morți. Hai că luăm BH-ul, e imposibil să nu-l luăm. Cred că facem și două stele, dacă nu mă înșel. Bine, până ce se duc în Crusher. Odată ce au ajuns în Crusher, sunt morți. Deci nu mai au ce să facă. Da, deci cam asta a fost atacul. Să-mi spuneți dacă v-a plăcut episodul anterior cu Kinu, ca să-i zic așa, eu așa îi spun, eu și Claudiu așa îi spunem, Kin, nu îi mai spunem Queen sau Archer Queen, îi spunem Kin, pentru că, na. Hai să-i dăm un boost. Că oricum n-avem ce face, am maxat baraca asta. Vreau să tac și eu un pic mai repede. O să mă gândesc pe parcurs la ce voi upgrada. Și o să le zic și celor din clan să se uite. O să le fac o mini promovare după ce termin atacurile astea. Pentru că mai am doar un atac. Hai să vedem unde e crusher-ul. Acolo este. E de level 4. Mă enervează când se întâmplă chestiile astea. Mă enervează grav. Ok, deci au spart zidul. Mai punem treptat pentru că durează foarte mult rage ability. Mai punem vreo, nu știu, câte am pus aici. Hai să-i punem pe toți, pentru că trebuie să luăm BH-ul. Hai repede cu BH-ul.
Oricum facem o stea, cred. Chiar două stele. Foarte tare. Și luăm și Clock Tower-ul. Și cam atât. Hai să dăm noi End Battle, nu mai așteptăm. Am făcut 57%, 2 stele. Nu cred că are vreo șansă să ne bată pe noi. Decât dacă are ceva. Oh, deci am luat banii. Foarte tare. Deci avem elixir. Avem cam puțin elixir, nu știu ce să zic. Nu cred că avem ceva ce ne-ar interesa decât Baby Dragon-ul, dar după aia rămânem cu 9K. 9K elixir. Pe nu știu, ori mai strâng, nu prea am ce upgrada. Fac Baby Dragon? Să nu-l fac. Bă, o să mă mai gândesc. Până atunci nu fac nimic cu elixir. Mai atac mâine, nu știu, văd. Ok. Hai să upgradez ceva. Acestea sunt de 3 ambele. Destul de bun. Dacă le am de 3. Air Bombs, Firecrackers, Cannon, Tesla, Crusher, Megamine. Tesla asta e de 2. Nu prea face cine știe ce. Firecrackers, la fel, nu prea face cine știe ce. Crusher-ul nu prea face cine știe ce, decât dacă pune trupele pe acolo, dar n-ai să vezi asta. Bă, cred că ori Cannon, ori Guard Post în continuare, ori Clock Tower. N-ai că fac un Cannon. Nici n-avea ce să fac. Cred că mai bine făceam și niște garduri, dar... Nu. Să revenim pe baza normală. Ok, deci o să dăm și noi un atac cu strategia cu PK pe care ați văzut-o deja. Mai trece câte un tir, câte o mașină, mai trece încă un tir. Căutăm și noi o bază bună. O să vezi ce te fac, fraiere. Fraierul. Ce-l fac? Hai că iau direct pe aici, nu știu, nu mai stau să aștept sau chestii de gen. Pun giganții, pun niște ui să facă funnel. Oh. Hai să punem King-ul. N-au ce să ne facă. Toți wizardii. Nu știu, punem un heal acolo, că oricum îl facem pe ăsta. Pe că l-a s-a dus, naiba. N-a intrat în bază, n-a vrut.
n-a vrut să contribuie el. El e pe cont propriu. Nici resursele toate nu le-am luat. Mai avem o grămadă, da? Na, ce poți face? Hai că luăm storage-ul ăla. Luăm town hall-ul, luăm două stele. Nu știu unde o să pun asta. Nu cred că trebuie, uite, pun aici arca și le astea să-l ajute pe Pekka. Kino. Bă, dacă King-ul ăla face funnel, să zic așa, și distruge X-Bow-ul, bine, X-Bow-ul nu e o problemă că e așa mare. Cea mai mare mi se pare problema cu cannon-ul cu astea, știi? Da, și a rămas cam mult gold. N-are cine să-l ia. Cam asta a fost atacul. Și să moară și barbarienii ăia din King. Mamă, a rămas cu fix 180.000. În orice caz, gold-ul nu prea contează. Mă interesa mai mult elixirul și dark-ul. Ok, deci eu am fost Mihai, cam ăsta a fost episodul de Clash of Clans, ați văzut și voi primii membri, o să vă arăt bazele, cred, în episodul următor. Eu am fost Mihai, ăsta a fost episodul meu de Clash of Clans de astăzi și, na, ne revedem data viitoare cu un nou episod. Nu uitați să dați like, share, subscribe. Și un comentariu cu părerea voastră și ce jocuri mai vreți să filmez. Pentru că eu pot, mai mi se mișcă în lag toate când filmez. Dacă mă joc pe ele, nu. Ok, la revedere!